arăt o altă viziune despre apă. Bineînțeles că trebuie să vedem și o prezentare generală pe care cu toții o cunoaștem, dar sunt anumite aspecte pe care poate nu le-am luat în considerare și nu ne gândim la ele în momentul în care bem apă sau ne spălăm pe mâini sau pe față în fiecare dimineață. Și am început cu un citat al lui Antoine de Saint-Exupéry, care este un eseist și romancier francez, care spune că, de fapt, se adresează direct apei: tu ești nu numai necesar vieții, ci ești însăși viața. Ești bogăția fără de seamă pe pământ, tu ești cea mai delicată, cea mai pură, tu ești sufletul pământului. Cam legat de acest aspect se va fi și această prezentare, să o vedem ca o entitate, ca ceva viu. Din moment ce ea creează viața, evident că și ea trebuie să fie, să fie vie. Poza trebuia să fie întreagă, nu știu ce s-a întâmplat. Să vedem apa pe pământ. Câți dintre voi știu în ce procent acoperă apa suprafața globului? 70 și? 78? Mai sunt și alte răspunsuri? 70 și? 70. 71, nu? Da. Așa am găsit și eu răspunsul pe internet. În orice caz, cu 70 și ceva la sută. Deci marea majoritate a suprafeței globului este apă. Am tot auzit speculații cum că suntem în pericol, că apa potabilă peste nu știu câți ani o să dispară, că cum ar putea să se întâmple așa ceva? Ar fi aberant să spunem așa ceva, din moment ce 70% din apa globului este, din suprafața globului este apă. Haideți să vedem un pic mai în detaliu ce înseamnă asta. 97% din totalul apei este apă sărată, adică oceane, mări, lacuri sărate și așa mai departe. Apa dulce reprezintă doar 3%, din care 77% este formată din ghețari, calote glaciare și doar diferența este, cum că e și acolo, 0,4% lacuri, 0,35 râuri și lacuri și așa mai departe. Apa pe care noi o vedem în mod frecvent, de altfel, pentru că marea majoritate nu avem acces la ea decât pe Discovery sau pe alte posturi informative. Care sunt funcțiile apei în organism? Mă puteți ajuta? Câteva ai? Menținerea vieții, 80%. Corect. Mai dați-mi și alte... Da, salubrizarea... Cum? Corect. Echilibru. Sunt multe funcții ale apei în organism pe care le putem găsi. Eu am pus aici câteva dintre ele, nu am pretenția că le-am găsit pe toate. Deci, dizolvă substanțele nutritive pe care le primește organismul prin hrană. Transportă aceste substanțe la celule unde sunt metabolizate. Rolul de transport al apei în organism cred că este printre cele mai importante. De asemenea, transportă resturile rezultate la organele de eliminare și menține constantă temperatura corpului. Nu știu câți dintre voi s-au gândit la treaba asta. Probabil în momentul în care ați depus un efort fizic să vină o astfel de problemă. De exemplu, eu am fost ieri, am alergat la Corosul din Herăstrău pentru prima dată după foarte mulți ani, cam peste 6 km avut, și atunci, într-adevăr, am apreciat apa pe care am băut-o după ce am terminat și, bine, îți dai seama cât de obosit am fost când s-a terminat Corosul, dar e foarte important să începem să prețuim apa la adevărata ei valoare. Menține greutatea corporală normală, hidratează organismul și pielea. Ok? Haideți să vedem cam cât la sută din organismul uman este reprezentat de apă. S-a spus un procent mai devreme, mai sunt și alte variante. Cât? Cam 70%. În jur de 72% din masa corpului uman este apă. Și acum hai să detaliem un pic într-o poză. Cea mai mare concentrație de apă se află, de fapt, în sânge. Este în jur de 83% din conținutul sângelui
75% în creier este apă. Aici spune și câteva funcționalități care deja s-au specificat. 22% din conținutul oaselor. Normal să fie mai puțin la oase. 75% din mușchi. Eu nu mă așteptam să fie așa mult la mușchi. Și, deci, procente foarte mari. Noi suntem... depindem de apă în foarte mare măsură. Nu știu dacă știați, dacă pierdem 10% din apa din organism, murim. Nu avem cum să o supraviețuim. Asta este procentul... Haideți să vedem cam câtă apă folosiți. Câtă apă beți în fiecare zi. Dați-mi un număr. 2 litri? Cel puțin 2 litri. Da, așa este. Dar studiul arată că la femei ar fi 2,7 litri recomandat și la bărbați cam 3,7, pentru că bărbații de obicei sunt și mai mari, au și masă corporală mai mare. Depinde, bineînțeles, de exemplu, eu nu trebuie să beau 3,7. Iar am băut cam 5 până la 10:30 dimineața, dar a fost o excepție. Cam cât timp credeți că puteți supraviețui fără apă? Mai tare că nu. 2 zile, 3-4 zile, cam așa. Cam așa. Eu am pus aici o cifră maximă care am găsit-o pe internet. Dar fără aer cât putem rezista? 5 minute? Fără aer. Ok. Și fără mâncare? Maxim 10 zile. Da, așa. Cam așa. Cam așa. Deci, maxim 10 zile fără apă, probabil sunt anumite condiții îndeplinite acolo pe lângă și mie mi se pare destul de mult. 4-6 săptămâni fără mâncare și 3 minute fără aer. Evident, putem să rezistăm mult mai mult fără mâncare decât fără apă. Deci, dacă nu avem apă, e destul de grav. Utilizarea apei. La ce se utilizează apa? La ce utilizați voi? Cafea. Deci, în alimentație. Facem duș. Igienă corporală, da? Haideți să vedem ce am găsit eu. Hrana deja s-a specificat. Industria alimentară. Majoritatea alimentelor care se fabrică conțin și apă. Agrement, sporturi nautice, salubrizarea localităților, și asta s-a specificat. Felicia, cred că a spus mai devreme ceva. Irigare. Foarte importantă în agricultură și așa mai departe. Crearea energiei electrice. Cu alte cuvinte, construim hidrocentrale care să ne ajută la crearea energiei electrice prin cu ajutorul apei. Igiena personală. Încălzirea centrală în casă. Încălzirea pe care o facem în casă. Deci vorbim de încălzirea mai modernă, nu soba de lemne și... Da? Și stingerea incendiilor, sunt convins că se pot găsi și alte exemple. Eu am pus câteva dintre ele. Calitatea apei pe care o bem. Aici aș vrea să ne referim în mod deosebit la factorii care trebuie analizați în momentul în care alegem o apă potabilă. La ce vă uitați prima dată? Când cumpărați o apă sau alegeți să... Sursa, da? Dar ca aspect, ca... Mai în detaliu. Cum? Designul scumpei, că nu mă așteptat că e colorată sau nu? Să fie luminată. Ne uităm și la culoare, în prima fază, da? PH. Corect, da. Gustul. Le considerăm la culoare, da? Gustul. Mirosul, nu? Dacă bem apă de la fântână, de exemplu, eu mă uit, deci chiar sunt atent la mirosul apei. Acolo că sunt unele mai sălcii, mai... oricum e potabilă. Și aici intră un pic în detalii. Nitriți sunt anumite elemente care chiar trebuie eliminate. De asta, apa pe care o bem, preferabil să nu fie de la robinet și trebuie să fie filtrată printr-un aparat specific sau să fie îmbuteliată. Clorul rezidual, tocmai pentru că este dezinfectată prin clor, este un aspect important și acesta.
Aici am pus câteva elemente, aluminiu, amoniu și fier, sunt chiar reglementate prin lege în România, asta trebuie eliminate în orice apă îmbuteliată, mercuriu și plutoniu nu, surprinzător. Doar anumite filtre pot să facă treaba asta, chiar ar fi bine în momentul în care vă luați un filtru să verificați astfel de aspecte. Bacterii și virusuri. Sulfuri, deci sunt mai multe aspecte. Eu le-am pus aici să le vedeți, tocmai pentru a vă gândi de două ori, înainte să beți apă. Sau să beți poate un suc sau ceva, care până la urmă nu e tot apă. Ce înțelegeți voi prin memoria apei? Aici... Cum? Apa este influențată de emoțiile noastre. Exact, da. Deci, este un cercetător japonez care a demonstrat acest lucru. Masaru Emoto, așa se numește. Puteți să-l căutați pe YouTube, are și filmulețe interesant, chiar el explică. Influența pe care o au sentimentele, gândurile, muzica, imaginile la nivel subliminal, asupra materiei, în cazul experimentelor lui, asupra apei. Ok? De altfel, se consideră că apa este una dintre materiile care se poate memora foarte ușor. Adică nu putem să avem aceeași influență asupra unui chip electronic pe care o putem avea asupra apei. Deci poate fi impregnată cu diferite energii. Și acum o să vă dau câteva exemple. Muzica lui Beethoven. Efectul pe care îl are asupra apei este ceva de genul ăsta. Dacă cristalizează foarte frumos, plăcut, ochiul înseamnă că este o influență pozitivă. Dacă cristalizarea nu există sau există prea puțin, influența e mai nefastă. Muzica lui Bach. Mie îmi place cum arată. Muzica lui Mozart. Aici n-am înțeles culoarea. Probabil că trebuie să mai caut. Și muzica rock. Acum nu vreau să... mă înțelegi greșit, eu sunt fan muzică rock, chiar ascultam în liceu la greu muzică rock, dar heavy metal sau așa nu are o influență foarte bună. Este o diferență de imagine. Impactul apei asupra religiei și filozofiei. De-a lungul istoriei, apa a avut un rol foarte important în istorie, în filozofie și aici doar specific în, pe scurt. Rolul principal este cel de purificare. Purificarea în majoritatea religiilor, inclusiv creștinismul. Majoritatea dintre noi bănuiesc că suntem creștini. Dar sunt și în iudaism și în taoism. Asta este un curent asiatic. De Lao Tzu a fost pornit. Deci toate au la bază ca principiu apa. De altfel, un element fundamental al universului era și în filozofiile antice. La greci am găsit eu. Adică un element de bază, cum era și pământul, focul sau aerul. Acum, sper că am reușit să vă transmit mesajul. Ideea e că foarte important este calitatea apei pe care o bem și dacă am reușit să vă transmit acest lucru, probabil că mulți dintre voi, de fapt, chiar erați atenți la apa pe care o urma să o beți în momentul în care... Dar trebuie specificat următorul aspect. În momentul în care bem suc sau ceva prefabricat, nu este același lucru, nu e tot apă. De asemenea, ca surse de inspirație, pot să zic că a fost în primul rând internetul și în al doilea rând apa de la robinet, apa din lacul Herăstrău și din alte diverse locații. Da? Pe slide-ul de încheiere am pus ceva care mi aparține personal. Sunt niște versuri. În timpul liber mă obișnuiesc să scriu și poezii, dar n-am mai scris de mult. Și întâmplător am scris și pe tema asta ceva. Și aici o să vă spun ce... O parte dintr-o poezie. Apa râde când plouă, șoptește când curge, vorbește prin valuri, iubește prin sânge. Sper să vă trezească și vă o altă viziune, să trăiți un pic altfel momentul în care intrați în contact cu apa, când beți apa și